apropo de chestiunile financiare și economice, perspectivele nu sunt deloc îmbucurătoare și în aceste zile are loc cel mai important forum, da, la Davos, în Elveția. Acolo sunt, spuneam, oameni extrem de bogați, oameni care controlează cele mai importante companii ale lumii, dar sunt față în față cu cei mai importanți lideri. Și vorbim despre un raport al forumului economic, perspectivele economice globale rămân modeste și sunt pline de incertitudine. Există soluții pozitive, asta spune acest raport, dar activitatea economică globală rămâne lentă și, evident, și în contextul rupturilor geopolitice și, de asemenea, ale tensiunilor sociale. Continuă să crească acestea. Pe de altă parte, însă, și ni se alătură la această oră și mulțumesc pentru asta, profesorul Mircea Coșa, profesor în economie. Bună ziua, domnule Coșa, vă mulțumesc! Salută, doamnă, mulțumesc și eu! Apropo de asta, tot un raport care a fost prezentat la Davos, un raport al Oxfam, ne arată că cei mai bogați s-au îmbogățit în această perioadă de criză și cei mai săraci au sărăcit. Discrepanțe absolut uriașe și vorbim despre primii 5 miliardari ai lumii care în 3 ani și-au dublat averea acumulată de la 400 de miliarde la 869 de miliarde de dolari, domnule profesor. Și spune tot acest raport că este foarte posibil ca în următorii sau în maxim 10 ani să avem și primul trilionar al lumii. Discrepanțe uriașe, spuneam, sărăcia nu va fi eradicată și problemele financiare sunt cu siguranță unele extrem de mari. Da, doamne, este o problemă complicată și greu de explicat. Pentru că în această perioadă de mare, de mare încercare pentru omenire, o anumită parte a populației financiare a încercat să aibă profituri și a avut profituri extraordinar de mari. Problema care se pune acum este ce se va întâmpla cu aceste, ce se va întâmpla cu aceste avere enorme pe care aceste personaje le-au acumulat. Există mai multe scenarii și scenariile astea au fost prezentate într-o ultimă lucrare apărută în Franța acum vreo 2 luni de zile, a unui analist celebru prin această neomarxistă abordare a societății, Piketty îl cheamă. Iar acest Piketty, acest domn Piketty, care e foarte cunoscut pentru această previziune pe care o face, și anume că lumea se va afla într-o situație extrem dificilă datorită acestor discrepanțe între bogați și săraci, discrepanțe care nu au mai existat până acum niciodată, și întrebarea care se pune este ce se va întâmpla cu această sumă enormă de bani pe care câteva personaje, nu numai cele 5 din imagine, mai sunt și altele, au acumulat. Există 2 variante. Ori acești oameni își vor pune la contribuție puterea financiară pentru a schimba lumea, conform unor concepții destul de strani, dar pe care le întâlnim și noi pe aici, pe acolo, care au început cu lăcustele, să mâncăm lăcuste și merg până la niște abordări foarte speciale ale familiei, ale credinței, ale numărul de populație relativ la posibilitatea de hrănire a acestei populații, o întoarcere la celebre teoria lui Malthus din secolul XIX. Deci situația se complică, iar a 2-a variantă este să se dezvolte un tip de impozit global. Adică un impozit care să aibă în primul rând sarcina de a diminua forța financiară a acestor personaje, care unindu-se pot forma o forță extraordinară. Nici o armată din lume nu se poate pune cu trilioanele pe care aceste personaje le au. Iar dacă ei vor să facă ceva, pot să facă, da, vă rog. Apropo de asta, voiam doar să adaug, cei mai bogați, 1% dintre oameni în lume, dețin 43% din activele financiare globale. O concluzie scurtă, vă rog, domnule profesor. Să știți că această situație nu poate continua așa. Discrepanțele sunt atât de mari, sunt atât de mari contradicțiile care apar între săraci și bogați, da, între foarte, foarte bogați și foarte, foarte săraci, încât se poate întâmpla ceva. Iar unii sociologi vorbesc despre posibilitatea ieșirii din acest paradox printr-un nou război mondial. Nu ne ferește de așa ceva,
Dar se vorbește și despre asta și noi trebuie ca să știm că lumea se pregătește într-un fel pentru așa ceva. Dacă ne uităm în jur, toate aceste cheltuieli imense pentru înarmare, faptul că Statele Unite poate să aibă o poziție total diferită față de ideile pe care apar acum în Europa, mai ales la nivelul Marii Britanii, a Italiei, a Franței. Ați atins niște subiecte extrem de importante și chiar avem informații de ultimă oră despre asta. Și în Statele Unite deja au început alegerile și o să vedem ce se întâmplă și cu Donald Trump. Dar tot apropo de război, în câteva clipe vedem că de la nivelul Marii Britanii și de asemenea în Germania se ia în calcul un astfel de scenariu ca în maxim 5 ani să existe niște conflicte extrem de mari între marile puteri.